Și zic, uite aici, este prima copertă tridimensională? Cum e? Eu știam lenticulară, dar voi a zis tridimensional, le-am auzit pe ambele versiuni. Adică și e din aia care trage cu ochiul. Dar nu trage cu ochiul. Mihai, zi-ne cum, de ce nu trage trebuia cu ochiul? Trebuia să tragă cu ochiul, deci... și n-a ieșit așa cum și trebuia. Și am schimbat și au pus niște fulgi. Și atunci apar sau dispar fulgii? Poate să-mi spună și mie cu ce trage băiatul ăla? Cu fulgi, cu de, fulgi zăpadă. De zăpadă. Și e cu colinde. Și eu nu mai înțeleg. Da. Sau trage cu vocea. În timpul peregrinărilor sale prin lume, Mihai Trestariu a văzut lumină și a intrat, pentru că vă reamintesc, suntem în ajunul ajunului ajunului Crăciunului. Hai pe bune, Mihai, cât mai stai prin țară? În ce țară suntem? Da, da. Da, e tare. Cât mai stai, așa? Stai 3-4 zile? Nu, până la Revelion stau. Stai, au cum să colind puțin prin țară. Da, puțin prin țară o să colind și de Revelion mai plec un pic. Unde? În Grecia. De ce? Pentru că acolo se plătește bine. Da. Da? Da. Te plac? M-au adoptat. Te-au adoptat? Grecia a doua țară. Grecoaicele. Grecoaicele m-au adoptat. Obișnuiește-l mai cu brunețe. Nu sunt mai bune dacă româncele. L-au adoptat, ai auzit? Da, auzi? Da, te-ai cam prins cu măruță. Cu măruță? Mamă, ce s-a prins cu măruță? Bă, da. Mă uitam la emisie. Păi nu că aveți niște machiozi excelente. Da, da, bă, da. Dar ce-a avut cu tine? Nu, din greșeală s-a dat cum a fript. Ce greșeală, fratele meu, că am văzut intenția acolo, dar te-a torturat. De ce n-ai cu moșul? I-ai spus până la urmată, vă rog. Care? Păi, cât de ce te-a torturat? Da, știi ce s-a întâmplat? A venit măruță la chinuit, s-a uitat Mihai la el și a zis: Tornero! Adică, asta e varianta la I'll be back! Doamnelor și domnilor, Mihai Trestariu. Ave Maria!